Vrem să discutăm problemele, la fel că mă repet, la fel ca și mereu să o mare pentru că am cunoaștere, cunoaștem toate problemele noastre, dar în același timp suntem datori să venim și să vă spunem adevărul ce am găsit, ce vrem să facem și cam cât timp putem să facem. O să aducem angajați din primărie pe compartimente, tocmai în ideea de a răspunde întrebărilor, de a auzi direct de la angajații care au fost și înainte, care sunt și acum în primărie, în ce situație ne aflăm. Aveți nenumărate probleme. Haideți să începem la întrebările. S-a turnat drumurile astea, adică s-au făcut cum s-au făcut. M-am uitat și la alte sate comune, de exemplu, Bogda, Cenei, Uival, cum îi zice, Ustiniș. Dom'le, s-a turnat acolo un 12 cm de beton armat, s-a turnat asfalt peste, la noi s-a pus acolo vasculă de nisip de la colț la colț, s-a pus cu autovrezerul, s-a nivelat și s-a pus asfaltul ăla așa, care crește iarba prin el și eu tot să turn cu mașina de turn. Asfaltarea din Căresomii se face în parte sau în același proiect cu asfaltarea din Căresomii. În cadrul proiectului, lățimea drumului era de 5 metri. Da. Prin dispoziție de șantier, prin tot felul de reglementări, s-a ajuns la 4 metri. În cadrul proiectului erau prevăzute și potențe, șanțuri, tot ce înseamnă până la urmă normalitate. Tot prin dispoziție de șantier s-a renunțat la aceste lucruri normale. S-a ajuns într-o situație în care firma respectivă este practic în imposibilitatea de a continua lucrurile din cauza lipsei bani. Există o factură de aproape 2 milioane de lei pe care să-i dau drumul pentru că urmează a face o expertiză la toată lucrarea pe care a făcut-o. Pentru că știți, toți sunt și eu din comună, eram consilier la firma respectivă și am văzut că nu se punea acest drag care era între piatră, balastru și alte materiale sau asfalt, urmează să face calotări. Expertul va ști unde și cum. Și în funcție de asta o să vedem ce mai avem de plată și dacă mai avem de plată ceva firme respective, în funcție de expertize și în funcție de aceste lucruri. Zicea canalul frumos pe la noi, prin stradă pe acolo, prin fundul grădinii la noi și mergea în canalul la mare care e în strada asta acolo. Toată lumea s-a pus și au lărgit grădinile, au acoperit canalul. Primăvara când vine, când sunt apele mari, vine până lângă casă. Păi, de câți ani noi am provise grădinile și impozitele le-am plătit și nimeni n-a luat nicio măsură. La fosta parohie care am fost, m-am dus, niciodată n-am spus nu facem. Totdeauna au zis facem. Dar când facem? O să facem. Deci nu, pe mine unul nu mă mulțumește doar răspunsul că o să fac. Mă gândesc că e greu să conduci o familie, nu o una cu două sate. Dar totuși ceva trebuie mișcat. Și dacă faci un kilometru de drum, fă domnule de calitate, nu-l face 4 în bătaie de drum. Și nu-i destul că e făcut așa cum e făcut, până și autobusul s-a articulat, circulă când pe aici, când pe acolo și este greu. Acum un autobuz nu este un turist. Și când trece, frate, rupe tot. Vă dați seama ce trepidații sunt și acolo 3 cm de asfalt la o basculă de nisip de la colț la colț. Am înțeles. S-au împărțit tuburi pentru podețe în sat. S-au adus aici la tăpin și ne-au pus pe fiecare să vechea. Și ne-au pus pe fiecare să ne lecărăm așa, ca țărani, că așa suntem. Ne-am dus tuburile acasă și așa a rămas. Nu trebuia cineva să vină să remonteze. Dacă aveți tuburile, sunt 2 săptămâni achiziționă un nou utilaj. Mi-au făcut de fluvial. Și atunci, toți care aveți tuburile, nu trebuie să le punem pe fața casă, pentru oameni, pentru acest lucru de-a zboar. Le notează, trebuie să puteți, nici prima nu se ocupe de rezultatul odeților, aceselor. Vă rog frumos să nu mai puneți, sau fiecare primar de fiecare dată când au fost aleși, le-au băgat sol pe drum sau balat. Eu, de exemplu, am luat nivelul de curti, cu laserul, față de stradă, 38 cm. Deja e nivelul prea mult, prea sus, și nu avem șanță. Nu e vorba de canalizare, e vorba de apă control. Vedeți-vă, nu se mai poate circula.
În ultimii 2 ani de zile, 4 prieteni care au vrut să-și acasă aici s-au întors din nou. Și am văzut că ați vorbit despre repopularea, să dați pe mâna cei tineri, dar nu sunt utilități, nu există infrastructură. Oamenii aceia trebuie să facă naveta. Sunt și acum oameni din sat care trebuie să facă naveta la oraș. Ați venit acum pe drumul acela, vă place? Eu vă pun o întrebare simplă, vă place cum arată? Da, există soluții de fonduri europene, se pot lua fonduri europene pentru drumul. Soluții sunt. Soluții, cum ați spus și dumneavoastră, pentru fondurile europene. Dar fondurile europene nu vin de pe o lună de altă. Minim 4 ani, maxim 5-6 ani. Soluția care o văd eu ca să ne putem apuca să asfaltăm peste o lună, două, trei, este un împrumut în bancă. Dacă asta se va lovi, eu sunt de acord să-l asfaltăm. Ideea este că am înțeles. Dumneavoastră vreți și eu vreau la fel, dacă Consiliul Local ne dă girul și ne aprobă un împrumut. Sursa de finanțare sunt ori fonduri europene, ori un împrumut. Un împrumutul ar merge mult, mult mai repede. Dar aici ne lovim. Aici mergem în Consiliul Local. Dacă Consiliul Local consideră că e ok un împrumut, o să ne dea girul. Până acum nu ne dea girul. Asta a predicat. Oamenii ăștia merită ca să se consulte acolo pe trotuar, camioan, în fața magazinului. Aici, în căminul ăsta, 3 ore, într-o miercuri, pe săptămână, nu are acces la părița medicul ăla de familie. N-au oamenii ăștia dreptul atâta ca să fie consultat oamenii ăștia într-un spațiu închis. Nu să treci pe stradă și să auzi ce îi spune, că dacă ai probleme cu hemoroizii sau cu nu știu ce, ia și cafeină. Ideea următoare, că una doctorul nu a fost personal. Nu a depus niciodată 3 de drumuri care să se plângă, să se spună nu am spațiu. Discut cu domnul viceprimar de pe ar, când admiază cu zonul tăsat cu școala? Ieri. Nu interesează de aici. Cum? Nu interesează. Ce? Ca să-i trebuie spațiu. Nu interesează de aici. Ideea următoare, dacă doamna doctor nu solicită, vă dau un exemplu, în Săcăraz, în Berexău Mare, doamnele doctori de acolo insistă, au probleme, insistă, prin adrese, au vizitat la care trebuie să găsim soluții. De ce nu este doamna doctor? Ideea e că doamna doctor, din punctul meu de vedere, vă ține cumva legat și nu sunteți obligați să stați la doamna doctor ca și pacienți, ca și... Pentru că ea, ca să se niște bani la Casa Națională de Asigurări, pentru fiecare preocupare. Faptul că ea continuă, eu cred că jumătate de ani, poate mai bine, nu? Când facem lucrul ăsta. Cam așa. Continuă, până măcar să bată la ușa primărie să-mi spună, trei rânduri, haideți, vă rog frumos, trebuie să-i dea un răspuns scris. Noi să facem un spațiu care îl pune la dispoziția medicilor de familie. Atenție, medicilor de familie. Poate să vină orice medic de familie. Să ceară, să preia acel spațiu, pentru că, culmea, vrem să trebuiască să spunem, da, haideți, cel puțin doi medici, să ne spuneți care ne dați mai mult, dați 3 lei sau 6 lei. Asta e procedura, nu poți să atingi direct unei persoane care face profit, că despre asta vorbim, un spațiu gratis. O capelă la cimitir.